aflăm astăzi la dumneavoastră pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a le oferi informații privind aceste rețete electronice, acest card de sănătate, lucruri noi atât pentru pacienți cât și pentru dumneavoastră ca medici. Da, este bine să lămurim ce înseamnă de fapt cardul electronic de sănătate al asiguratului. Este un mod de unic de identificare a pacientului vis-a-vis de serviciile medicale. Cel mai important lucru este că ai un control și o evidență foarte clară a serviciilor medicale ale pacientului respectiv, un control atât privind numărul de medicamente, ce medicamente ai voie, pentru că sistemul respectiv, dacă tu accesezi un medicament care nu se găsește pe listă, nu-ți dă voie, consider că este un lucru bun, este un lucru greu, ca orice lucru care începi, toți îl considerăm foarte greu, dar în momentul acesta e de durată. Deci să fie clar că noi nu rezolvăm această situație într-o lună, două. Durează ani de zi și cu acest card electronic de asigurări de sănătate este un proces care se va derula în ani de zile, pentru că beneficiază de acest card persoanele care au împlinit 18 ani. Deci, noi avem acum fiecare medic o bază de date, da? În momentul ce, să zicem, în luna februarie, mie îmi împlinesc 18 ani, încă 10 persoane, fac solicitare la casa de asigurări și în 30 de zile se eliberează cardul de sănătate. Dar să o luăm cu începutul. Deci, acest card electronic de asigurări de sănătate există, să știți, deja la nivelul Casei Naționale de Sănătate din București. Ele urmează, odată cu OK-ul care o să apară, să fie distribuite la nivelul caselor județene de sănătate. De la nivelul caselor județene de sănătate, acestea vor fi ridicate de medicii de familie. Odată ajunse la medicul de familie, în mod eșalonat, pentru că trebuie să spun că este pentru noi o muncă în plus. De fapt, noi suntem medici, nu? Nu suntem informaticieni ca să... O să vă spun ce trebuie să facem noi medicii. Deci, încă o dată, timpul nostru este împărțit în așa măsură încât acordăm acest timp consultațiilor medicale pentru boli acute, pentru boli cronice, pentru vaccinări, pentru bilanțuri, pentru fel și fel de acte și documente medicale pentru care cetățenii ne caută. Deci, apărând acest card electronic, tu într-un fel obligi medicul de familie să-l încarce. Eu consider normal că, într-adevăr, baza de date medicale este cea mai bună la nivelul medicului de familie. Și atunci el trebuie să lucreze, cu toate că avem voci și sunt județe din țară care nu acceptă și îmi pare rău să transmit pe această cale că nu mă aliez cu ideile medicilor de familie, pentru că așa am comentat și programul național de sănătate din 2007-2008, la fel am cârcotit unii medici că de ce să facem noi, că de ce să muncim noi, și de fapt a fost în avantajul populației, pentru că s-au depistat foarte multe cazuri de diabet zaharat, de dislipidemii, de cazuri de hipertensiune arterială, oameni care nu și făcuseră până atunci niciun fel de consult medical sau analiză medicală. La fel am cârcotit și aceste rețete, inițial rețetele offline, cele scoase pe imprimanta cu laser sau cu ace, și la fel am comentat și rețeta electronică, care iată s-a dovedit că de fapt este lucrul cel mai eficient de a urmări
modul de accesare a serviciilor medicale. Revin la cardul electronic, deci odată ridicat, să vedem când se va lua această hotărâre, domnul ministru al sănătății, am înțeles că acum, până în luna februarie, trebuie să ia această hotărâre, să vedem când o să înceapă acest lucru. Deci să zicem că... Haideți să le spunem oamenilor, ce reprezintă de fapt acest card? Ce avantaje le oferă lor ca pacienți? Ce avantaje oferă dumneavoastră ca medici de familie? Și, bineînțeles, dezavantaje, că de fiecare dată ne confruntăm cu ambele situații. Avantajul principal este pentru sistemul sanitar, că există, este unic pentru persoana respectivă și este un mod de identificare pentru accesarea serviciilor medicale. El ce este de fapt acest card? Este un card ca orice card fabricat de Imprimeria Națională, suportat gratuit, deci cetățenii nu vor să plătească nimic pentru aceste carduri, va plăti numai în momentul când acest card este pierdut, furat sau deteriorat, pentru că el are un cod unic, o să explic ce înseamnă, și atunci dacă din motive personale ai deteriorat sau ai pierdut sau ți s-a furat acest card, atunci se face solicitarea la medicul de familie și face medicul de familie solicitarea către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și în termen de 30 de zile se eliberează arcard. Și aici apare problema, pentru că să știți că nu o să decurgă totul așa foarte lin și frumos. Gândiți-vă ce probleme o să avem noi medicul de familie atunci când o persoană în vârstă, pentru că e foarte greu să știți, o persoană în vârstă pur și simplu și-a pierdut sau nu mai ține minte codul PIN. Vine la noi și și-a pierdut cardul de sănătate și vine pentru rețetă de boală cronică. Și eu dacă nu am cardul să-l introduc în cititor, eu nu pot să eliberez rețeta. Deci durează aproape probabil 30 sau 60 de zile până îi comand al card. Deci, ca să revin să înțeleagă telespectatorii noștri să vă spun, deci medicul de familie ia cardurile, da? Da. Deci, probabil, printr-o programare sistematică a cetățenilor, pentru că sunt unii care nici n-au accesat servicii medicale, chemăm cetățeanul respectiv, persoana respectivă și prin un interviu și un număr de întrebări îi înmânăm acest card. Acest card are un cod PIN standard. Pe care anulăm. Îl pot primi în momentul în care le înmânați cardul. Nu, deci el are deja codul PIN standard pe care medicul de familie îl cunoaște, îl accesează. Acest cod nu mai este valabil și fiecare persoană își exprimă codul PIN care îl dorește și care îl cunoaște personal împreună cu medicul. Și aici cred eu că o să avem probleme foarte mari cu un cod PIN, un cod, anul de naștere sau ce asocieri vrei tu să faci cu anul de naștere al copilului, ce asociere vrei să faci tu. Deci codul PIN la început este un cod unic care îl dezactivează prima consultație la medicul de familie și se introduce un cod PIN personal care îl cunoaște pacientul și medicul respectiv. Problema, mă repet, aici o să apară, orică o să se uite codul PIN, hai că eu m-am gândit de acum, o să mi-l notez în fișe, o să-l introduc și în calculator. Așa. Ce date conține acest card? Deci conține vizual, deci vizual când te uiți, conține datele de identitate a persoanei respective, cu nume, prenume, conține un cod unic, care se deduce, este format din 20 de caractere, deci nu ca, și care se deduce cumva din codul numeric personal. N-are nicio legătură cu codul numeric personal, dar el va fi un cod unic și irreversibil. Deci, odată a apărut acest cod unic al cetățeanului român
acesta nu se mai poate modifica niciodată. Repet, chiar dacă ai pierdut cardul sau l-ai deteriorat, contracost, o să-i se fabrice un alt card cu același cod. Cu aceleași informații. El, și acum vine munca medicului de familie. Trebuie încărcat cu date medicale. Ceea ce mă bucură pe mine cel mai mult este că prevede grupa de sânge și RH-ul pacientului. Vă întreb pe dumneavoastră, câți din noi avem RH, grup sanguin? Odată cu dispariția acelor buletine vechi, unde era obligatorie ștampila cu grupa de sânge și RH, iacătă, e un lucru bun, nu este gratuit. Gratuitate pentru grupul de sânge și RH are numai femeia gravidă. Restul, orice persoană, indiferent că este copil, adult sau persoană în vârstă, contra cost se fac aceste analize. Deci, dintr-o dată, apar costuri din partea pacientului. Ce mai conține acest card? Informații privind alergiile. Dacă o persoană are alergie la un anumit grup de medicamente, de antibiotice, dacă are alergie la anumite produse chimice alergizante, produse alimentare alergizante, este foarte important. Dacă persoana respectivă este în evidență cu anumite boli cronice și boli cronice contagioase, și aici am din nou un comentariu de făcut și o să vedeți dumneavoastră că o să apară pe parcurs și o să se dovedească ce spun eu, noi nu avem voie să inscripționăm aceste date decât cu acordul informal al pacientului. Atunci vin eu și spun, într-adevăr, trebuie păstrată confidențialitatea patologiei pacientului. Dar cine vede? Pentru că, practic, când te uiți la card, nu vezi decât datele personale. Datele le vezi numai dacă accesezi, introduci la cititorul de card. Deci cine are acces la aceste date? Nu tot cadrele medicale. Dar nu noi cadrele medicale trebuie să cunoaștem de la medicul de familie până la medicina ambulatorie și medicina de spital, medicina de urgență. Dacă tu nu dai voie, încă o dată, respect confidențialitatea pacientului, dar consider că între noi cadrele medicale este foarte bine să cunoști patologia unui bolnav cu o boală cronică contagioasă. Ce boală e asta? Este HIV-SIDA, purtătorii de virus de hepatită B, C, deci bolile acestea care transmit anumiți virus sau microbi contagioși. Și atunci dacă tu nu ai voie decât dacă pacientul îți dă voie să inscripționeze această boală, cu ce ajut? Și atunci vin eu și spun că de multe ori consider o investiție inutilă acest card electronic. Ce fac? Practic eu prin cardul acesta electronic controlez serviciile medicale. Și atât. Haideți să exemplificăm puțin. Vine un pacient la dumneavoastră, da, posesor al acestui card și vrea să îl consultați. Care sunt pașii? Ce anume se face? Cu ce l-ajută? Dumneavoastră treceți acel card prin cititor, da. Îi vedeți istoricul acelui pacient care bănuiesc că e luat în evidență, să zicem, da, dumneavoastră. Vedeți dacă a avut acces la alte servicii medicale, care sunt aceste servicii, adică nu înțeleg efectiv utilitatea lui. Păi dumneavoastră credeți că noi vedem acolo tot? Nu vedem decât ce am inscripție, ce am introdus noi datele astea. RH, grup sanguin, bolile cronice, dacă dorește transplantul de organe, pentru că și aici este dar, aceasta se face cu acceptul și cu o declarație la notariat care... Am înțeles că pentru prima dată este gratuită, adică prima accesare la notar este gratuită ca să-ți dai acceptul. Deci, dacă eu am introdus, păi revenind la ce v-am spus eu dumneavoastră, că eu pot
să am un card cu date medicale în alb, dacă pacientul mie nu-mi dă voie să introduc. Dacă nu și-a făcut grupul sanguin și RH-ul și dacă el are o boală cronică contagioasă și nu-mi dă voie să o introduc în datele medicale ale pacientului, păi am alb. Nu am decât îl trec prin cititor, vine pentru o boală acută, îl consult, are legătură cu rețeta online. Deci totul are legătură cu rețeta online și îi controlez serviciile medicale, adică organele de control, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vede ce rețete vede... s-au emis pentru pacientul sigur respectiv, că da. Ce, dar ea de nu ce este... medicament a beneficiat. Sigur, sigur, ea nu e apare în acel card. Deci nu apare, toate au o legătură, am trecut prin cititor și eu nu mai pot să-i eliberez rețeta electronică decât dacă trec prin cititor, accesez cardul, codul PIN și atunci pot să lucrez rețeta. Pentru că am pacienți care pot veni, oricum ei au dreptul la o boală acută la 3 consulturi. Deci, eu încă o dată vă spun, are și utilitate, dar... dacă punem în balanță costul și investiția care s-a făcut pentru acest, de fapt, nouă ne cere Uniunea Europeană să avem acest card electronic. Da. Și atunci, dacă ne cere, trebuie să-l avem, nu? Dar, nu știu, poate eu gândesc altfel, poate pe parcurs o să mă schimb sau s-o dovedi ceea ce spun eu, dar încă o dată spun, respect confidențialitatea patologiei pacientului, dar consider că atâta timp cât tu nu poți să vizualizezi ce are pe cardul acela decât citind electronic și nu uitându-te la card și să vezi în exterior ce, să te uiți pe card și să vezi ce boală are bolnavul respectiv. Da, o situație ipotetică. Aveți un pacient cu diabet, de exemplu. Da. Normal ar trebui să scrie pe el că acel pacient este diabetic, nu? Numai dacă vrea și îmi dă voie. Bun. Păi vedeți? Sau are o boală de coagularea sângelui, care e foarte important. Da, și omul ăla suferă un accident pe stradă, da, și ajunge, da, la camera de gardă. Da. În momentul în care acel card este accesat, teoretic ar trebui să se vadă că acel om suferă de... talasemie sau diabet zaharat. Diabet zaharat, da, care e foarte important. Altfel îi se administrează un tratament incorrect, care, da, îi face mai mult rău decât bine, da, nu? Nu știu, deci poate, nu știu, nu sunt eu prea bine lămurită, o să ne lămurim în timp, pașii, o să spună cuvântul. Ce este important să spunem, că în acest card vom mai avea două persoane de contact, două numere de telefon. Asta este foarte important, pentru că în momentul când, să zicem, persoana respectivă a suferit un accident rutier, da? Da. Și are cardul asupra lui, ai posibilitatea să identifici rudele sau ce numere de telefoane a declarat pacientul respectiv. Spuneți-mi dacă până în acest moment, la nivelul județului, ați avut o întâlnire cu Casa de Asigurări în care să purtați discuții pe marginea acestor carduri, utilitate, avantaje, dezavantaje, adică care este relația? Cum... Da, am avut... Relația este foarte bună cu președintele actual al Casei de Asigurări și cu, în general, cu tot personalul de la nivelul Casei Județene Giurgiu. A venit o persoană de la Casa Națională care a lucrat în SIUI, a lucrat la editarea și la proiectul acesta cu cardul electronic de sănătate. Am înțeles și cred că se va întâmpla asta la nivel național, să fim dotați cu cititoare. Adică să nu mai fie nevoie să le achiziționăm. Da, să nu mai fie nevoie să le achiziționăm. Se vehiculează această idee. Să înțeleg că vedeți utilă această tehnologizare pentru că oferă un mai bun control, o evidență strictă a serviciilor medicale, a medicamentelor și a tuturor actelor medicale. Dar ce ne puteți spune despre timpul alocat pacientului? Este același? N-am vrut să mă vait, dar timpul va fi un timp în plus față de programul acordat serviciilor medicale.
Și de aceea noi... Există deja număr de pacienți pe care trebuie să-l vedeți zilnic. Da, sigur că da. Deci există număr, deja solicitările sunt, deci acela va fi un timp în plus. Și de aceea noi cerem bani. Consider normal, pentru că sunt cabinete care nu sunt pregătite și atunci poți să angajezi o persoană care lucrează, un informatician, care să-ți lucreze cardul. Dar care nu are cum să-ți lucreze cardul dacă tu nu stai lângă el și să te uiți în fișa lui medicală și să îi pur și simplu să o răsfoiești și să-i dictezi și să-i spui ce boli cronice și ce patologie are persoana respectivă. Nu este ușor, dar v-am spus, am înțeles că se derulează nu în ore, în zile, ci în ani. Pentru că vă gândiți, unii ies, alții intră. Cum au împlinit 18 ani, tot intră persoane. Bun. În ceea ce privește drepturile copiilor, pacienților copii, da. La ei nu se schimbă nimic, acest car se aplică doar de la 18 ani. Eu așa am citit legislația, că se aplică la persoanele care au împlinit după vârsta de 18 ani. A împlinit vârsta de 18 ani, are dreptul la card electronic. Copiii nu sunt incluși în această categorie. Au început să vină pacienții la dumneavoastră să vă întrebe, să vă ceară acest card, să ceară informații. Nu, n-am. Chiar niciun pacient nu a venit să ne întrebe. Și ei sunt, urmăresc media locală, media națională. Cu părere de rău spun că există așa un dezinteres în general al populației privind starea de sănătate și pe această cale vreau să le transmit cetățenilor că cel mai important e să fii sănătos. Trebuie să începem să ne acordăm puțin el timp și pentru noi ca persoane. Nu mă exclud nici pe mine ca persoană, deci nu critic pe nimeni, dau un sfat de suflet că trebuie să începem să ne ocupăm noi de persoana noastră și e foarte, din punct de vedere al sănătății, și e foarte bine să vii la medicul de familie, să vii periodic, să te controleze. Deci avem oameni care nu i-am văzut, nu mai zic că să vii periodic la 3 ani, poftim, sau cam la 3 ani, persoanele sănătoase, cam la 3 ani trebuie să-și facă un set de analize, un consult medical. Deci avem oameni care nu vin. Și să fie foarte receptiv și la aceste informații favorabile, nu numai să preluăm din media informațiile negative și alte lucruri care nu ne aduc o stare de sănătate și un bine al sufletului și un bine al trupului.